Hello, sunt Maria și azi o să vă explic cum cred eu că ai putea să cucerești absolut orice fată. Înainte să încep video și așa mai departe, dacă îți place de cineva și persoana aia sub nicio formă nu te place înapoi, nu vrea să aibă nicio legătură cu tine și nu vrea să te lase să intri în viața ei absolut deloc, înseamnă că persoana aia nu e absolut deloc pentru tine și că tu nici măcar nu o placi, tu placi ideea persoanei, tu poate ești atras fizic de persoană, nu neapărat mental, nu neapărat tu nu cunoști persoana respectivă sau chiar dacă o cunoști sau crezi că o cunoști, ești îndrăgostit de ideea persoanei, de cum crezi tu că e persoana aia și ce imagine ți-ai creat tu despre ea. Pentru că dacă ți-ar plăcea de persoana aia cum e în realitate, ai cunoaște-o mai bine și automat și persoana te-a cunoaște pe tine înapoi. Și acum o să vă dau un punct foarte scurt, pe care nu multă lumea știe, dar de fapt s-au făcut o grămadă de research pe tema asta. Dacă tu simți o atracție reală față de o persoană, reală însemnând, nu îți creezi tu o imagine despre persoana aia în cap, nu. O cunoști cu adevărat și știi ce îți place și ce nu îți place la ea și totuși te simți copleșit de emoții pe lângă ea și așa mai departe. Nu este o îndrăgosteală simplă în care ești obsedat și simți o obsesie față de un lucru din persoana aia, tu neștiind restul? Nu. Pur și simplu simți o atracție pentru o atracție normală, atunci și persoana aia o să simte înapoi. Și îți spun 100% că așa se întâmplă. Dacă persoana aia simte o atracție pentru altă persoană în perioada aia, așteaptă. Poate să simtă 1000 de atracții în același timp. Unele mai ridicate în nivel și unele mai scăzute în nivel. Asta nu înseamnă că nu te place, înseamnă doar că place pe cineva, place pe altcineva mai mult. Când acel cineva o să iasă din viața ei, atunci poate o să descoperă atracția pentru tine, poate nu, poate o să aibă altă persoană față de care simți o atracție mai mare. Dar mereu, constant, dacă tu simți o atracție reală față de persoană, persoana o simte înapoi. Și acum vine primul sfat, care poate să fie clișeic sau poate să fie. Trebuie să înțelegi de ce îți place de ea. Știu că e foarte dubios, doar că dacă nu înțelegi de ce îți place de ea și nu știi exact, atunci n-ai cum să faci să te placă. Și dacă nu ai cum să afli chestia asta, înseamnă și realizezi că nu îți place de ea cu adevărat și că îți place doar de anumite părți din ea, atunci ar fi momentul și cazul să încerci să te domolești. Pentru că chiar dacă intri într-o relație cu o persoană de care ești obsedată, o să fie o relație toxică și nu o recomand deloc. Getting that out of the way. Hai să începem cu sfaturile pe bune. Ce să faci cu persoana respectivă ca să îți crești șansele să te placă? În primul rând, fă-i complimente. Știu că este ciudat pentru băieți să facă complimente și știu că nu vă vine natural pentru că mi se pare că sunteți prea evident sau nu știu ce vă trece prin cap. Doar că îți spun eu sigur că dacă îi faci un compliment unei fete, nu trebuie să fie dese, nu trebuie să fie în fiecare zi. Trebuie să fie în momentul în care chiar simți că ai ceva meaningful de spus. Și nu fă complimente pentru appearance, nu fă complimente pentru cum arată. Fă complimente pentru lucruri pentru care chiar te pune efort. Ok, dacă îți place make-up-ul ei, spune-i. Dacă îți place cum se îmbracă, spune-i. Dacă... Nu știu, dacă îți place un desen de-al ei, spune-i. Nu, nimeni nu te oprește și îți spun eu sigur că o să-i cucerești atenția. Bag-o în seamă. În momente în care este singură sau în momente în care pare că vrea să aibă o conversație sau în absolut orice moment, poți să o bagi în seamă. Sau când e un proiect în clasă, dacă sunt în aceeași clasă, dacă nu... Nu știu... Pe hol, pe oriunde, întreabă cum e. Nu poți să stai departe de ea și să speri că ea o să te placă la un moment dat, pentru că nu funcționează lucrurile așa. Trebuie să te expui. Așa că dacă ești într-un grup de prieteni și ești ea în grupul ăla de prieteni, tu te mai aproape de ea, împrietenește-te cu o prietenă două de lei. Sau până nici măcar nu trebuie să te împrietenești. Vorbește, întreabă ceva, bagă în seamă. Altfel nu o să-ți iasă absolut nimic dacă nu o bagi în seamă și nu vorbești cu ea. După ce ați avut o conversație două și nu știu cum faci asta, dar o faci. Orice fată o să vrea să aibă o conversație două cu tine, indiferent dacă te place sau nu. Îți spun eu sigur. Și
un pont pentru chestia asta, învață foarte bine și înțelege foarte bine ceea ce, cine ești tu, ceea ce ești tu, ce te definește pe tine. Pentru că tu când vorbești cu ea, trebuie să-i spui, efectiv, cum ești tu. Pentru că dacă nu-i spui cum ești tu și nu, nici măcar tu nu știi, atunci nu o să ai ce să-i spui, nu o să ai ce să-i explici și... Cum să zic, tocmai am zis că atracțiile se transmit, da? Că atracțiile sunt comune, sunt de ambele părți, da? Dacă sunt atracții reale. Again, trebuie să fie reale. Dacă fata aia simte o atracție pentru tine, tu trebuie să-i arăți că atracția pe care o simte pentru tine este reală. Și trebuie să-i scoți atracția din ea într-un fel. Tu dacă îi arăți o parte total diferită din tine, indiferent dacă o cunoști, dacă îți cunoști părțile reale sau nu, dacă tu îi arăți pe aia fake, atunci ea o să creadă că nu-i reală atracția și nu o să mai simte, o să schimbe, cum să zic, o să schimbe viziunea asupra ta, părerea asupra ta. Nu știu dacă are sens, probabil că are sens, dar chinuie-te să afli lucruri cât mai intense despre tine și pune-ți întrebări de care ți-e frică să afli răspunsuri, pentru că și ea o să spună la un moment dat întrebările alea. Și dacă o să aveți o relație, o să trebuiască să share-uiți lucrurile astea. Și este mult mai ok și chestia asta previne orice relație toxică. Să știi de la bun început lucruri despre tine. Ca să știi cu ce ești ok, cu ce nu ești ok și să comunici lucrurile alea. Dacă nu știi, nu o să iasă niciodată nimic. Nu știu ce să-i fac luminile astea ca să nu mai fie așa. Ok, mi-a schimbat poziția pentru că acolo venea o lumină extraordinar de puternică înspre mine și nu mă vedeam absolut deloc. Spune-i secretele și vulnerabilitățile tale. Nu le arunca înspre ea. Nu le spune pe toată. Spune-i câte puțin, câte puțin. Nu spune tot. Niciodată nu spune tot. Lasă misterul să fie acolo. Lasă-o să se întrebe lucruri despre tine. Dar spune-i bucățele mici din mister. Dă-i clue-uri, dă-i indicii. Fă-o entertained. Fă-o să vrea să te cunoască mai bine. Pentru că odată ce o să te cunoască într-o măsură, o să simtă că e mai apropiat de tine și o să poți să o faci. Să își arate atracția aia, să își accepte atracția aia în momentul când o să te cunoască mai bine. Și o să și realizeze și ea că o simte. Și oricum, asta este pentru orice fată, gen. Pentru absolut orice fată, indiferent dacă o plasă sau nu. Dacă îi spui secretele și vulnerabilitățile tale și le accepti și ești open cu ele și, again, spun să spui una la câtva timp și nici măcar nu trebuie să spui pe cea mai deep, nu. Spune un lucru pe care alții nu îl știu despre tine și spune lucruri cu care ești ok. Poți să spui și lucruri cu care nu ești ok, dar, nu știu, depinde de persoană, s-ar putea să iasă din conversația voastră acele lucruri. Depinde foarte mult. Dar încearcă să fii open și să o faci să se simtă specială, să o faci să se simtă de parcă ea e prima persoană care i-a spus acele lucruri și că e unică și că tu chiar o vezi ca fiind singura persoană care poți să-i spui acele lucruri, deși n-ar trebui să fie așa. Încearcă să o faci să fie o persoană care îi șeruiești lucruri personale, pentru că la un moment dat, dacă relația voastră o să continue, oricum o să trebuiască să faci asta. Oricum o să fie normal să faci asta. De ce să încep cu a spune vulnerabilitățile de la început? Fii pozitiv. Sunt fete care plac băieți negativi, trebuie să faci research la asta, dar de multe ori dacă ești pozitiv într-o mare parte a timpului și negativ cu anumite lucruri cu care e normal să fii negativ, este mult mai bine. Gen, nu te plânge în fața ei prea mult, nu o bombarda cu mesaje și... Again, nu fii posesiv. Asta e cel mai nasol lucru pe care poți să-l faci. Lasă-o să facă ce vrea ea. Nu este obligată să te placă din prima. Nu este obligată să te placă nici după 10 ani. Ea nu e obligată să facă nimic. Și chiar dacă sunteți într-o relație, nu fii posesiv cu ea. Sau dacă sunteți pe drumul de a fi într-o relație, nu obliga să facă nimic. Nu e a ta, este a ei. Da. Tu ești al tău și ea e a ei. Nu, ea nu e a ta. Și chestia asta este, de fiecare când o văd, mi se pare, da, ok, negal, nu. Nu fii negativ, nu fii pozitiv, nu
îi arăta, nu îi spune, nu o bombarda cu lucruri total negative și așa. Poți să-i spui vulnerabilitățile tale, poți să-i spui lucruri prin care treci, dar nu îi spune în continuu. Fii mai, cum să zic, 20% sau 30% din timp poți să fii negativ, dar restul, poți să se simtă bine, pentru că nu o să te placă niciodată dacă în continuu îi explici despre toate negativitățile în viața ta, mă rog, decât dacă e o persoană ca mine. Și trebuie să afli asta. Dacă citește, și depinde ce citește, dar dacă citește cărți cu persoane foarte duse mental, s-ar putea să-i placă să fie negativ tot timpul, pentru că o să facă pe psiholog. Dar aia nu o să fie o relație healthy. O să fie foarte toxică. Ca să te placă, fără să interacționezi efectiv direct cu ea, este să-ți dezvolți o pasiune. Și asta mi se pare super important. Dacă ai o pasiune, ești de postul mai atractiv decât dacă nu ai o vreau. Îți spun, sigur. Adică s-a făcut o tonă de research pe treaba asta, poți să cauți pe net. Găsești o pasiune și cu cât ești mai pasionat de acel lucru, cu atât o să fii mai atractiv. Dezvoltă-te pe tine și dezvoltă-ți gândirile, dezvoltă-ți mentalitățile, dezvoltă-te tu pe tine. Treceți peste frici, treceți peste... Fii confident. Poți să fii timid, nu e problemă, poți să fii introvertit, poți să fii extrovertit, cum orice personalitate ai avea. Încearcă constant să te schimbi. Încearcă constant să nu neapărat să te schimbi, cât să te îmbunătățești. Mi se pare foarte important chestia asta și mi se pare că orice fată ar aprecia-o. Deci, încearcă. Dezvoltă-ți umorul. Nu pot să-ți spun cât de important este să fii amuzant, să o amuzi, să o faci să râdă. Îți spun eu sigur că cu cât ești mai carismatic și cu cât ai mai multe glume la tine, cu atât orice fată o să te placă mai mult. 100%. Acceptă-ți fricile. Acceptă-ți vulnerabilitățile. Acceptă-te pe tine. Acceptă-ți-le și dezvoltă-le, dar acceptă-ți-le în primul rând. Acceptă faptul că la un moment dat o să trebuiască să vorbești despre ele. Acceptă faptul că o să trebuiască să-ți răspunzi la niște întrebări de care ți-e frică. Acceptă-le. Înainte să intri în absolut orice relație, încearcă să te focusezi pe chestia asta. Să accepti tot ce ține de tine. Să accepti tot. Hello, astăzi sunt eu din viitor. Am uitat să filmez un outro. Well, da. Este 2 dimineața, efectiv, nu știu cum pot să vorbesc, dar sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos. Îmi țin pumnii pentru voi, îmi țin încrucișez degete, oare te... Sunt 100% sigură că o să reușiți să faceți persoana respectivă să vă placă, iar dacă nu, oricum n-ar fi fost să fie, deci nu vă simțiți prost. Nu știu ce să mai zic. Like, share, comment, subscribe, whatever, știți drill-ul. Și pa, pa, noapte bună. Sper că mă culc după asta. Pa!